Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. În semn de solidaritate cu victimele atentatelor din capitala Belgiei, Guvernul României a declarat 24 martie zi de doliu național. Ca urmare, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a amânat activitățile dedicate Zilei Poliției Române, planificate a se desfășura în această zi. Vineri 25 martie este sărbătorită Ziua Poliției Române, zi care coincide cu sărbătoarea religioasă Buna Vestire. Așadar, începând cu ora 10, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba va fi organizată Ziua Porților Deschise, când toți doritorii vor avea posibilitatea să viziteze instituția. Momentul aniversar va fi marcat și la nivelul poliților municipale și orășenești, prin organizarea de activități informativ-preventive, sportive și de caritate. Tot vineri, 25 martie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, se va desfășura ședința festivă cu ocazia Zilei Poliției Române. La nivelul țării noastre, reprezentanții mai multor inspectorate de poliție județene au decis să amâne activitățile de joi, 24 martie, dedicate Zilei Poliției Române, în semn de solidaritate cu victimele atentatelor din Bruxelles.